Și ne-am întors în studioul Digi24 în această seară. Invitat este ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Bună seara, domnule ministru. Bună seara încă o dată. Domnule ministru, vă propun să începem discuția noastră de astăzi cu acest subiect care totuși a revoltat o țară întreagă. Sunt niște imagini pe care le vedem, imagini cu mașina celui care a comis acest teribil accident, dar imediat o să vedem și imagini cu locul respectiv. E limpede că e doar un drum. Nu e în această zonă niciun fel de trotuar, deci pericolul de accident e foarte mare. Vă întreb în calitate de ministru al transporturilor, aveți de gând să discutați cu colegii dumneavoastră? Totuși, e o zonă care, deși nu este atât de locuită, dar este tranzitată de cei care merg, chiar și mulți tineri, așa cum era și grupul acesta de studenți care mergea din Vama Veche spre 2 mai, dacă nu mă înșel. E o zonă, din câte știu, extrem de circulată. Sigur că nu poți să faci trotuar lângă fiecare drum, absolut, adică adiacent. Dar aici e un caz special, fiind exact ce spuneți dumneavoastră, o zonă extrem de circulată. O să-i rog pe colegii mei să studieze ca în viitor anumite investiții, deși, și țin să subliniez, să știți că în această toamnă, pe tot ceea ce înseamnă alternativa Tekergyol, adică dublarea și a actualului drum de la Constanța spre Mangalia pe un drum expres, vom reuși, sper, în această toamnă să o scoatem la licitație. Îmi pare rău, în primul rând cu asta trebuia să încep, îmi pare rău pentru și transmit familiilor și cunoscuților condoleanțe, o tragedie incredibilă, succesiunea prin care a reușit, prin diverse filtre, fie ale poliției, faptul că de vreo două ori, înțeleg că a fost oprit și totuși a reușit să meargă mai departe și să producă această tragedie. Incredibil. Colegul dumneavoastră de cabinet, domnul ministru Predoiu, înțelegem că a trimis și corp de control foarte acolo. Bine a făcut. Oamenii ăia care l-au lăsat totuși pe acest tânăr, deși i-au găsit droguri în mașină, dar nu i-au pus drug test. Oamenii aia care nu i-au ridicat plăcuțele de înmatriculare, deși înțelegem că mașina nu avea RCA. Eu cred că oricine a avut ceva scăpări și neglijențe în acest scandal va trebui să plătească, evident. Fără niciun fel de dubii, dar asta va rezulta din acest control pe care l-a anunțat ministrul de interne. Bun. Ce spuneți dumneavoastră? Sigur, este ultima chestiune care poate că ar trebui să fie dezbătută acum, dar și ea este importantă. După o astfel de tragedie, întotdeauna fiecare parte care poate contribui la evitarea pe viitor a unor astfel de tragedii, cred că ar trebui să se implice. Absolut. Toate aceste măsuri, de aceea sunt binevenite. E binevenit și acest control anunțat de ministrul de interne, iar orice scăpare, orice neglijență pe care poate au avut-o cei de la IPJ Constanța, va trebui să fie sancționată. De asemenea, apropo de ce spuneați dumneavoastră și de investițiile din zonă, o să-i rog pe colegii mei să studieze, fiind o zonă tranzitată între 2 mai și Vama Veche de foarte mulți tineri, foarte mulți turiști. Bun. Domnule Grindeanu, haideți să mergem mai departe cu discuția noastră de astăzi seară. O să revenim la acest subiect pe parcursul serii de astăzi. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb de această întâlnire pe care ați avut-o și pe care și premierul a avut-o cu omologul său ucrainean. E o discuție extrem de importantă atât pentru România și nu numai. România în momentul ăsta se transformă într-un punct prin care cerealele ucrainene sunt exportate în întreaga lume. Ce se va întâmpla după parafarea acestei înțelegeri? Primul rând a fost, așa cum spuneați dumneavoastră, o întâlnire la Galați, la care am participat, am condus delegația noastră. A fost omologul meu din Ucraina, ministrul transporturilor. De asemenea, ambasada României, Statelor Unite în România, ambasada Statelor Unite la Kiev, Comisia Europeană prin Digi Move, directorul general Digi Move și de asemenea un reprezentant al Departamentului de Stat, de fapt șeful biroului de sancțiuni, domnul O'Brien. S-au căutat soluții și eu spun că le-am găsit.
prin care să creștem capacitatea de tranzit prin România a cerealelor. În primul rând, capacitatea de tranzit a canalului Sulina. Pentru că acest canal, canalul Sulina, rămâne singura modalitate de export care în acest moment îndeplinește toate criteriile, dacă putem să spunem așa, tratatelor internaționale. Vă dau două exemple. Să creștem numărul de piloți, și asta este o măsură pe care deja aproape am finalizat-o, pe canalul Sulina, și de asemenea să reușim printr-o investiție pe care o să o finalizăm undeva în octombrie, pe fonduri europene, un proiect european, să putem să navigăm 24 de ore din 24 pe Sulina. În momentul ăsta este imposibil să navighează doar ziua. Da. Și atunci această investiție, prin, repet, program european, va duce la navigabilitate 24 de ore din 24, crescând și numărul de piloți pe canalul Sulina, undeva la 60, în acest moment am reușit, într-un timp destul de scurt, să ajungem la 54, erau sub 40. De la întâlnirea de la Galați am ajuns la 54, trebuie să ajungem peste 60, încercăm să îi reîncadrăm pe piloții militari, foștii piloți militari, astfel încât să creștem de fapt, capacitatea de transport. De asemenea, am propus partenerilor din Ucraina, sigur, e decizia lor. Nu putem decide noi pe grânele ucrainienilor să folosească mai mult portul Galați, să folosească portul Brăila, fiind totuși într-o zonă adiacentă. În momentul de față, portul Constanța, atunci când sunt probleme, e sufocat. Terminalele nu sunt suficiente, nu fac față. În momentele de vârf. N-aș spune, și sper că în săptămânile viitoare o primă digitalizare pe ce înseamnă intrările în portul Constanța, acel e-ticketing pe care îl vor lansa zilele viitoare, să o ducă la o anumită ordine în portul Constanța. Digitalizarea trebuie să se întâmple în portul Constanța, că vor unii, că nu vor, că le place sau că nu le place. Știți cum e? În portul Constanța, am mai spus lucrul ăsta, a fost un fel de Eldorado a 30 și ceva de ani în România. Companii care nu și-au plătit taxele, redevențele, de exemplu, către portul Constanța de 30 de ani. N-au plătit apa de 30 de ani, curentul de 30 de ani, dar sunt mari oameni de afaceri și mari companii în România. 30 și ceva de ani. Asta s-a întâmplat. De asta spuneam că le place, că nu le place unora, sunt determinați să facă această curățenie și am început acest lucru. O întrebare paralelă. Digitalizarea despre care vorbiți va reduce și evaziunea fiscală? Evident, e una din principalele porți de intrare în țară a contrabandei și a lucrurilor care... Când va fi funcțional acest sistem digital? O primă parte, cea legată de ticketing, și anunț pe toți că nu va intra nimeni în port fără a avea, și în momentul când va fi funcțional, în câteva zile, așa cum am spus, fără a accesa și a folosi acel sistem. Fără niciun fel de dubii. Dar digitalizarea întregilor operațiuni din portul Constanța, să știți că, dincolo de faptul că iarăși e un proiect european, fonduri europene, și aici, dacă îmi permiteți, aș face o remarcă. Vă rog. Că tot văd anumite tușe ale unora care ne spun că, domne, asta cu Europa, să o lăsăm mai moale și așa mai. Nu există niciun proiect, cel puțin la ministerul pe care îl conduc eu, niciun proiect important care să nu fie finanțat prin bani europeni. Toate proiectele importante, că vorbim de autostrăzi, că vorbim de CFR, că vorbim de achiziții de trenuri sau de investiții în CFR, că vorbim de, ce vă spuneam mai devreme, toate au finanțare europeană. Așa că acești apostoli ai ieșirii, într-un fel, eu zic să se liniștească,
Pentru că dacă tragem linie, beneficiile din acest punct de vedere sunt evidente. Revenind la ce vă spuneam, chestiunea legată de digitalizare va necesita și va fi în mai multe etape. Prima va fi în câteva zile, urmând ca pe parcursul anului viitor să finalizăm tot ce ține de digitalizarea portului Constanța. Extrem de important. Bun. Domnule ministru, facem o paranteză, vă propun. Pentru că am ajuns la canalul Suvina, important, așa cum spuneați. A mai fost un subiect și un alt canal pe care dumneavoastră l-ați adus în dezbaterea în spațiul public. Și bine, canalul Băstroe. Cum au rămas acolo lucrurile? Eu am și spus la începutul intervenției mele aici la dumneavoastră că, și subliniez, Sulina rămâne singurul canal navigabil pe Dunăre în rețeaua TNT. Adică acea rețea europeană pe care o au știm cu toți. Au continuat ucrainenii operațiunile de dragare a canalului Băstroe? Nu, au făcut cereri și ne-au spus și la Galați că doresc să introducă și lucrul acesta este oficial. Adică nu e nimic nou că doresc să introducă și Băstroe în rețeaua TNT și partea aceea din Chilia. Noi în acest moment nu suntem de acord și nu vom fi de acord. Am și transmis... I-ați transmis, bănuiesc, omologului dumneavoastră lucrurile. Evident, lucruri. Am spus cât se poate de direct. Am spus și la conferința de presă de după punctul nostru de vedere. Sulina rămâne singura cale navigabilă, recunoscută prin tratatele de la internaționale. Dar ce trebuie să facem, că e la fel de important, nu că să ne ținem cocoș, că rămânem cu Sulina și asta este, să creștem capacitatea de transfer prin canal, ceea ce vă spuneam mai devreme. Și prin acel proiect european s-a reușit să navigăm 24 din 24 și prin creșterea numărului de piloți. Luăm o scurtă pauză, domnule ministru. Vă invit să mai rămâneți câteva minute după pauza de publicitate. Ne întoarcem, doamnelor, domnilor, imediat. Ne-am întors în studioul Digi24 și la această oră, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu, am vorbit despre canalul Băstroe și ne-ați spus că rămâneți ferm pe poziții, respingeți în continuare tentativele și încercările părții ucrainiene. De a intra rețeaua TNT, Sulina rămâne singurul canal. O să mai avem întâlniri în 15 septembrie, în același format, în portul Constanța, dar tot pentru a găsi modalități de a crește capacitatea de transfer prin portul Sulina și nu numai. Eu le-am propus, așa cum vă spuneam mai devreme, pe canalul Sulina, le-am propus să aibă în vedere și celelalte două porturi aflate în apropierea de Reni, și anume Galați și Brăila, dar și porturile din sudul țării. De ce poate pare ciudat porturile dunărene? Pentru că se poate folosi infrastructura CFR, să se descarce toate aceste garnituri de tren în porturile din sudul țării și să ajungă pe Dunăre la Constanța. Nu putem impune care soluție să o aleagă. Sigur, puteți oferi alternative. Dar oferim alternative. Vă propun, domnule ministru, în ultima parte a discuției noastre de astăzi să discutăm puțin și despre politică. Sunteți unul dintre liderii Partidului Social Democrat. Ați fost premier al acestui partid. Observăm că se întoarce un fost premier și dânsul în guvern. Am văzut și eu știrea. Consilier onorific. Da. Victor Ponta, va fi un plus pentru executiv? E consilierul onorific al primului ministru. Dacă primul ministru a considerat necesar să-l ia, îl cunoaște foarte bine, sau se cunosc foarte bine cei doi. Eu cred că Marcel Ciolacu a fost și în postura de consilier onorific al lui Victor Ponta, dacă mi-aduc aminte, în perioada în care Victor Ponta era prim-ministru. Deci e un fel de rocadă în acest moment și cred că știu bine acest lucru. Nu e o decizie pe care ar fi trebuit să vă comunice în partid, nu în forurile de conducere. Are consilieri la funcția de prim-ministru, unii sunt consilieri de stat, care sunt retribuiți și au funcție de secretar de stat, alții sunt consilieri onorifici, așa cum
cum cred că e cazul lui Victor Ponta. În mod sigur, experiența sau Marcel Ciolacu și-a nișat foarte bine acest subiect și știe ce plusuri aduce Victor Ponta. E adevărat însă, o asemenea știre, însă o astfel de informație atinge însă și electoratul PSD-ului pe ansamblu. Evident. Dacă în 2014 Victor Ponta a fost candidatul PSD-ului la dacă domnul Victor Ponta în viitor și-ar manifesta intenția de a se reîntoarce în Partidul Social Democrat. Abia aceea e o decizie care se va discuta în forurile de conducere. Și opinia dumneavoastră personală. Eu nu l-am. Băi, ca politician. Eu știu pe Victor din perioada tineretului social democrat, la începutul anilor 2000. Și bineînțeles, după aceea, fiecare cu funcțiile pe care le-am avut. Victor e un om de stânga. Poți să spui despre Victor Ponta că e de altă factoră. E un om de stânga, e un om care, din perspectiva anului 2024, sunt convins că pe ceea ce înseamnă un candidat al stângii, tot în emisiunea noastră am spus că eu cred că după 20 de ani, de candidat și de președinte de dreapta, România are nevoie de un președinte de stânga. Sunt 20 de ani, sau vor fi la anul 20 de ani de când avem președinți de dreapta. Asta înseamnă închegarea tuturor vectorilor pe această parte a eșichierului politic, adică pe partea stângă. Din această perspectivă, eu cred că e un lucru bun. Sunt și alți oameni de stânga care în acest moment sunt în afara PSD-ului. Simplific întrebarea. Dacă ar ține de dumneavoastră, l-ați primi înapoi în PSD pe domnul Victor Ponta? Nu ține doar de mine. Nu, dacă ar ține? Dacă eram președinte la Timiș, nici măcar la Timiș nu mai sunt. Așa. Am un alt coleg și își face treaba foarte bine ca președinte la Timiș, aș fi supus în birou, fiind totuși vorba de un fost președinte. Nu e decizia personală doar a lui Marcel Ciolacu sau a lui Sorin Grindeanu. E o decizie vorba pe de care o personalitate. Trebuie să ia partidul, spuneți. Exact, e vorba de o personalitate, e vorba de un fost președinte, este vorba de un fost candidat la funcția de președinte, care a fost exclus din partid odată cu mine, în 2017, vă aduceți aminte, fiind unul din cei care m-au susținut atunci și care a fost exclus. De aceea, așa cum a fost și în cazul meu discuția, pentru că și la mine a fost vorba de o discuție în interiorul biroului de conducere a partidului, așa e normal să fie și în cazul lui Victor. Și o discuție despre buget v-aș mai propune, pentru că e una importantă. Este limpede că în momentul de față guvernul caută soluții, da. Caută soluții pentru a acoperi deficitul. România nu are bani. De foarte multe ori, când ajunge în astfel de situații, că s-a mai întâmplat, sunt tăiate cheltuielile de investiții. Multe dintre aceste cheltuieli de investiții sunt la dumneavoastră, la minister. Cele mai multe. La transporturi. Cele mai multe, să știți. Domnul Boloș, ați avut la un moment dat o explicație, v-a spus cum? Păi o să de la vă mine rog nu să ne să, reamintiți, că era să facă infarct când i-a cerut mai mulți bani. La, pentru rectificarea asta care o să vină, 16 miliarde în plus. Istoric stăm așa. La final de 2021, când am preluat această funcție, am preluat-o cu un buget la Ministerul Transporturilor în jur de 14 miliarde. Ceea ce reprezenta cel mai mare buget de până atunci. Acum suntem undeva la 25, dacă primesc sau primește Ministerul Transporturilor acele 16, sigur, asta înseamnă finanțare maximă pe tot, ne ducem undeva la aproape de 3 ori mai mult decât în urmă cu 2 ani. Dar e justificat acest lucru. Pentru că au pornit foarte multe șantiere în acest moment. Dacă vrei să se întâmple toate lucrările de infrastructură pe care le-am pornit într-un an și ceva, doi, sau care s-au pornit, trebuie să le finanțezi. Eu, în acest moment, la Ministerul Transporturilor, sau bugetul Ministerului Transporturilor, că nu e a meu, al lui Sorin Grindeanu, 80% este legat de investiții. Reacția 80%. Domnului Boloș? Să negociem un pic. Și e adevărat. Acum eu nu știu, cerând 16 miliarde, eu nu știu dacă toată suma, rectificarea, în primul rând, va fi o rectificare pozitivă. Ceea ce e un lucru bun.
La Ministerul Transporturilor. Nu, nu, nu. Per total, buget e cu plus. Asta, nu știu cât e plusul. S-ar putea să fie mai mic de 16 miliarde, eu să cer mai mult decât e plusul pe de-a întregul. Să nu uităm că s-au negociat niște lucruri odată cu greva profesorilor, care vor trebui să fie prevăzute în buget acum, la rectificare, de asemenea la Ministerul de Interne. Faceți-vă aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 2 luni. Cele lucruri au fost acceptate de către guvern și sunt angajamente la care nu poate să dea înapoi. Cresc taxele? Nu e nimic clar. Sunt aceste discuții deja de mai bine de o lună și cred că puteți fi și dumneavoastră de acord că nu e în regulă. Nu e în regulă deloc. Și nu mă feresc să spun lucrul acesta. Știu așa ca matematician, dacă vreți, avem așa, sau ca informatician, date de intrare, următoarele. Dacă vom continua în acest mod, vom înscrie în ținta de deficit negociată cu Comisia. Să o depășim cu mult. O depășim cu mult. Asta va duce la câteva acțiuni ale Comisiei Europene. 2 dintre ele sunt următoarele. 1. Suspendarea fondurilor europene și 2. Acea amendă de 0,5% din PIB. Eu vă spun ca ministru al transporturilor că eu nu pot să-mi permit să discut măcar așa aluziv despre suspendarea fondurilor europene. În acel moment, tot ceea ce s-a pus în mișcare... Închideți șantierele. Toate. Vă spuneam și mai devreme în emisiune că toate proiectele majore din România sunt pe bani europeni. Nu poți să-ți permiți acest lucru. Bun. Deci asta e data de intrare. Deci trebuie să faci niște lucruri. Trebuie să reduci din aparatul bugetar. E o poveste. Trebuie să te gândești să mai aplici. Eu nu sunt finanțist. De fiecare dată când am avut discuții în coaliție, ministrul finanțelor a venit și a spus, dacă luăm această măsură, de exemplu, impozit 1% pe proprietățile sau casele peste 500.000 de euro. Dau un exemplu, că s-a discutat la un moment dat și știți. Atât ar fi impactul. Dacă luăm această măsură legată de să aplicăm 1% impozit pe cifra de afaceri la multinaționale, atâta e impactul. Și aici e o negociere politică care deja durează de foarte mult timp. Sunt de acord cu dumneavoastră apropo de ce spunea și o decizie este evident că trebuie luată. Dacă nu vom lua, nu ne vom înscrie în acea țintă de deficit. Aveți discuțiile astea și cu premierul Ciolacu și în conducerea partidului. Evident. Există un termen limită până la care v-ați propus să luați astfel de decizii? Eu cred că undeva la finalul acestei luni se va lua această decizie, cu tot cu rectificare. Este pe masă, domnule Grindeanu, și o discuție privind creșterea TVA? Din punctul meu de vedere este exclus acest lucru și știu că a fost exclusă în coaliție această discuție. Bun. Ultima întrebare, doar ca un mic detaliu, ați inaugurat podul de la Brăila, arată impresionant pe imagini, au apărut însă acele denivelări. Am și fost. Ați fost. După ce am văzut acele știri și imagini, am fost și inclusiv în aceste zile. Dați-mi voie să întăresc un comunicat pe care l-a dat CNAIR-ul astăzi, inclusiv pentru zilele următoare. În perioada în care e caniculă, există restricții de tonaj. Peste tot există aceste lucruri. Au fost acele restricții de tonaj care n-au fost respectate de anumiți camionagi, dacă pot să spun. Există o soluție să puneți agenți? I-am amendat pe toți, s-au amendat, au fost cei de la ISCTR, vor fi remediate lucrurile, dar să nu credeți că dacă eu fiind la Galați... Deci podul nu e distrus, se va reface covorul asfaltic. Nu, dar nu e vorba de așa ceva, repet, am trecut, îndemn pe români să meargă. Dacă citeam titlurile de la unele dintre știri, unele, repet, era ceva de genul următor, camioanele în pericol de sări, de a se pica în Dunăre. Vă rog eu frumos, deci nu e cazul de așa ceva. Că ce pot să vă spun este că și aș face un apel, chiar dacă vorbim de această perioadă de care aminteam, în care sunt aceste temperaturi și vor fi și zilele următoare, și există aceste restricții. La fel avem iarna, când CNAIR-ul anunță că anumite drumuri sunt închise și totuși mai există câteodată câțiva români care nu respectă acele anunțuri și după aceea rămân, Doamne ferește,
întroieniți și au pretenția de la stat. Sigur că vine statul să-i scoată de acolo, dar hai să mai ținem cont și de anunțurile oficiale. Că au mai fost anunțuri tot în weekend sau luni, chiar luni, pe internet s-a găsit cineva să spună că luni seara e deschisă circulația pe pont. Știți că în această perioadă, ca să poți să demontezi acele patru macarale foarte mari, în timpul săptămânii, pe perioada nopții, traficul e închis. Și luni au anunțat unii pe internet că e deschis. Și oamenii au stat la coadă, deși oficial se știa foarte bine care e programul. De aceea, cred că o anumită informare corectă și respectarea regulilor e foarte important acest lucru. Mulțumim pentru detalii, domnul ministru. O să urmărim subiectul și o să mai venim către dumneavoastră să vă întrebăm dacă lucrurile nu se îndreaptă și, mă rog, dacă restricțiile alea nu se respectă, pentru că și autoritățile au un rol în a-i opri. Vă asigur că au fost amendați și că lucrările acolo unde au fost acțiuni de acest tip sunt remediate pe banii constructorului. Mulțumim încă o dată foarte mult, domnule ministru. Continuăm și mergem cu un subiect.